Bună ziua, dragii noștri cititori Herald! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul ediției online a Târgului de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România, cel mai important organizator de târguri de carte din țară, un proiect special derulat exclusiv în mediul online, dedicat susținerii pieței naționale de carte într-un moment, după cum știm, extrem de dificil. Deci ediția online a Târgului de Carte Gaudeamus, sau ediția de toamnă, cum îi spuneam noi. Astăzi este alături de noi doamna Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice și în cadrul acestei ediții online a Târgului Gaudeamus, putem spune o lansare de carte, un eveniment cultural, spiritual, o noutate editorială. Este vorba despre Fereastra Sufletului, Cabala Rabinului Itzhak Luria, 1534-1572, cu pasaje din textele lui Chaim Vital, traduse de Nathan Snyder, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald în traducerea lui Mihai Valentin Vladimirescu. Fereastra Sufletului este rezultatul multor ani de cercetare a studiilor academice, care s-au aplicat asupra învățăturilor lui Itzhak Luria, fiind o prezentare a textelor originale, având ca principală, aș putea spune, preocupare în ultimii 25 de ani misticismul iudaic și psihologia de profunzime a lui Carl Gustav Jung. James Dunn a selectat acele preferințele, putem spune, care deschid lumea minții subconștiente prin revelații din secretele cabalei. Introducerea cărții este un abecedar esențial oricărui cititor serios care dorește să se apropie de aceste revelații mistice. Doamna profesor Felicia Valman, o carte foarte importantă, o bucurie de altfel, un prilej de bucurie. Orice carte publicată în colecția Sefer este un prilej de bucurie. Noi am mai discutat, bineînțeles, și despre celelalte cărți publicate în această frumoasă colecție. Iată așadar, noi cred că în foarte multe emisiuni radio și TV și înregistrări l-am tot invocat, l-am tot pomenit pe Itzhak Luria. Așadar, iată, a venit acest moment, Fereastra Sufletului, o carte cu totul și cu totul deosebită. Așa este, era de așteptat și era neapărat de adus în fața publicului românesc această carte, pentru că, într-adevăr, nu există referință la misticismul iudaic fără referire la Itzhak Luria. Itzhak Luria este cel mai important, nu singurul, dar cel mai important dintre misticii care au urcat tradiția iudaică, în atât de mare măsură încât se poate spune că teoriile lui mistice au devenit atât de acceptate și atât de preluate de către ceea ce putem numi iudaismul mainstream, iudaismul principal, pentru că iudaismul are o serie de, să zicem, subcategorii, există diverse tipuri de iudaism și asta e o informație importantă, iudaismul nu e un monolit, există mai multe tipuri de abordări în cadrul tradiției iudaice și Itzhak Luria a marcat atât de mult tot ce înseamnă tradiția iudaică, încât învățăturile lui sunt acceptate în toate tipurile de iudaism și a devenit, dacă vreți, iudaismul însuși, dacă se poate spune așa ceva. Pentru că ceea ce a făcut el a fost să coaguleze idei care au existat înainte în mod disparat, să le dea unitate, continuitate, să le dea o formă destul de greu accesibilă pentru, să zicem, cititorul neavizat, dar pe de altă parte destul de coerentă și de atot cuprinzătoare pentru ce a însemnat tradiția iudaică de până la el, așa încât, într-adevăr, este el însuși un moment important al evoluției iudaismului și trebuie cunoscut. Aș spune, în primul rând, despre el că este un personaj enigmatic. În primul rând, a trăit numai 38 de ani și în acești 38 de ani a reușit să lase o asemenea moștenire încât a marcat iudaismul, să zicem, pentru totdeauna. În al doilea rând, el a, să zicem, predicat, a avut o școală
la Safed, în Țara Sfântă, în Israelul de astăzi, dar la această școală, în Safed, el a, practic a trăit doar 3 ani. Și deci în 3 ani a reușit să lase această urmă indelebilă asupra iudaismului, pentru că, într-adevăr, discipolii lui au dus mai departe tot ceea ce el i-a învățat, Haim Vital fiind cel mai important, dar nu singurul. Trebuie spus, pe de altă parte, că tot ceea ce avem despre Itzhak Luria știm de la discipolii lui. Itzhak Luria nu a lăsat nimic scris. Tot ceea ce a predat învățăceilor lui, tot ceea ce a predat celor care au venit la această școală deschisă de el, a fost, de fapt, transcris de acești discipoli. El, în realitate, nu a lăsat nimic scris de mâna lui. Există foarte puține foi de manuscris lăsate de el și pentru ca ele să poată căpăta calitatea unei cărți, au trebuit ca acești discipoli să le pună cap la cap și să le completeze cu informațiile pe care le-au învățat de la această școală. Deci, practic, tot ceea ce avem de la Itzhak Luria, e la mâna a doua, e trecut prin și prin înțelegerea, prin interpretarea discipolilor lui și ca atare poartă amprenta și a lor și a lui Haim Vital și a celorlalți. Dar, pe de altă parte, sigur că tot ceea ce există în această carte, să zicem, despre gândirea lui Itzhak Luria, este informație corectă, adevărată și venită direct. Deci trebuie luată ca atare, nu trebuie considerat că dacă a fost înregistrat în scris de discipolii lui, își pierde din valoarea ei inițială. Pentru că discipolii, în general și mai ales discipolii lui, au fost extrem de atenți în redarea detaliilor pe care le-au învățat de la el. Deci este într-adevăr un personaj enigmatic despre care se știe puțin, despre care există destul de puțină informație scrisă, dar și, să zicem, legendară și orală e destul de puțină. Și cu atât mai importantă este urma pe care el o lasă în tradiția iudaică. Trebuie spus că această carte este greu de citit, deci nu trebuie considerat că dacă ceea ce spune el este un adevăr, este un lucru bine gândit și bine structurat, e ușor de înțeles. Pe de altă parte însă, este o informație destul de accesibilă pentru cine trece dincolo de, să zicem, greutatea unor termeni, a unor noțiuni care sunt, într-adevăr, poate un pic mai puțin obișnuite pentru cititorul român în mod special. Dar dincolo de aceste aparente greutăți, de aceste poate noțiuni mai puțin obișnuite, ceea ce spune Luria este relativ simplu, relativ ușor de înțeles, pentru că ceea ce propune el ca teorie a creierii lumii este foarte aproape de, să zicem, teoria modernă a Big Bang-ului. Modul în care s-a format Universul, din punct de vedere fizic, este foarte aproape de teoria metafizică a lui Luria, care a fost primul care a gândit, vorba aia, acum 5 secole, faptul că Universul s-a născut printr-un proces de contracție și apoi de expansiune pe care teoria modernă a Big Bang-ului explică în mod fizic de curând. Deci el a știut acum 500 de ani că ăsta a fost modul în care Universul trebuia să fi fost creat. Deci, dincolo de greutatea unor termeni și a unor noțiuni, ceea ce spune el este destul de ușor de înțeles din perspectiva cititorului actual și de aceea recomand această carte ca un element de bază în înțelegerea nu numai a misticismului iudaic, dar a gândirii iudaice în general și a tradiției evreiești în general. Pentru că foarte mult din tot ce înseamnă tradiție evreiască este în această carte. Dacă vorbim despre Kabbala, ca formă de mistică a tradiției iudaice, și dacă ne referim la Itzhak Luria și la felul în care a apărut Universul, cum se raportează atunci el la divinitate? Pentru că la prima vedere, deci doar la prima vedere, pentru cel care, să spunem că i-am stârnit curiozitatea, l-am incitat un pic
să deschidă copertele acestei cărți, s-ar putea să fie un paradox. Bun, vorbim despre o asemănare cu Big Bang, felul în care a fost, mă rog, conceput, a apărut universul, da? Marea explozie, dar în același timp vorbim despre unul dintre cei mai mari reprezentanți a ceea ce înseamnă cabala mistică. Da, fără doar și poate. Această explicație pe care el o dă, încă o dată, nu e văzută din perspectivă fizică, așa cum o vedem noi astăzi în teoria Big Bang-ului, ci este văzută din perspectivă metafizică, respectiv din perspectiva religiei care spune, nu-i așa, că Dumnezeu a fost făcut după chipul și că Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea sa. Deci, din perspectiva lui Luria, acest proces de contracție și expansiune a universului în formare este văzută ca un proces de inspirație și expirație divină, de contracție și de expansiune a lui Dumnezeu într-un spațiu pe care îl creează în acest proces de contracție și apoi expansiune, spațiu în care Dumnezeu permite creației să existe pe lângă el. Spațiu care cuprinde și prezența divină, dar și prezența umană. Deci ceea ce spune el, de asta spun că ceea ce propune el ca teorie nu este atât de greu de înțeles pentru un om care nu e neapărat specialist în fizică și în teoriile științifice moderne și nici măcar în ceea ce înseamnă tradiția religioasă, pentru că este o explicație foarte umană. Din perspectiva asemănării cu corpul uman, este relativ ușor de văzut această idee a inspirației și expirației, a modului în care ne retragem în momentul în care inspirăm și ne extindem către lume în momentul în care expirăm. Deci, din punct de vedere al misticii, al cabalei, Luria vine cu o idee complet nouă a acestei creații care nu este ex nihilo, este din interiorul lui Dumnezeu și are loc în interiorul lui Dumnezeu, care face loc creației să existe. Deci Dumnezeu se retrage într-o porțiune din sine însuși pentru a da posibilitatea lumii să existe în acest spațiu care rămâne divin, care rămâne parte din ce înseamnă divinitate. Și atunci Luria este extrem de important pentru că face o legătură între ceea ce se numește cabala hermeneutică, acea cabala care interpretează textul sacru, care spatele literelor și a cuvintele universului, și în același timp o experiență practică. Luria este de fapt în cadrul iudaismul, prin definiție, este o religie socială, o religie care are nevoie de comunitate, are nevoie de membri, are nevoie de prezența oamenilor. În timp ce Luria este un adept al ascetismului. Luria practica ascetismul, practica retragerea din fața lumii și meditația, gândirea, pentru a avea aceste revelații. Deci este un amestec de ce înseamnă cabala hermeneutică, teoretică, și cabala practică, meditativă, care încearcă apropierea de Dumnezeu prin tehnici și diverse metode. Deci iată, iarăși un lucru nou pe care îl face Luria, combină diverse tipuri de cabala, de misticism, arătând că ele de fapt sunt parte ale unui tot, că există posibilitatea de a le corela și de a avea un tip de cabala atât teoretică cât și practică, în același exercițiu, dacă vreți, sau în aceeași existență. Fereastra sufletului, cabala rabinului Itzhak Luria, 1534-1572, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald, în traducerea lui Mihai Valentin Vladimirescu. O carte, aș spune eu, foarte importantă, pentru că tot am vorbit despre Itzhak Luria, o carte care, iată, întregește cumva seria de cărți publicate în această frumoasă colecție. A fost astăzi alături de noi doamna Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Am vorbit la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise despre fereastra sufletului Itzhak Luria în cadrul celei de a doua ediții a târgului online, ediția online de carte a târgului Gaudeamus.
desfășurat în perioada 16-22 noiembrie. Dragi cititori Herald, vă invităm la toate aceste evenimente, aș putea să le spun, evenimente culturale, evenimente editoriale, aceste noutăți editoriale. Vă invităm așadar la ediția online a Târgului Gaudeamu să fiți alături de noi, bineînțeles și la celelalte evenimente. Vă mulțumim foarte mult, îi mulțumim doamnei profesor Felicia Valman. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Numai bine!